Bună dimineața, comoara! Bună dimineața! Ce ai pregătit tu astăzi la micul dejun? Ce? La tine cu... cu creu. Cu creu ceva, da? Da, și la mine cu... Cu tărâțe, acolo a scris cu tărâțe. Să-mi imaginez cu tărâțe. Eu mănânc tărâțe cu tărâțe. La tine cu ce? Cu o bucățele de zmeură. Wow! Zăbită și, da? Nu știu. Da. Ia, mai departe trebuie să luăm mâinile, că acum sunt pe dreapta, arată. Vezi? Nu? Dreapta până înainte. Nu se zic. Tu cred că ne conduci direct acolo, chiar lângă sport. Da, da, da. În colț trebuie să luăm. Nu știu, nu știu. Nu știu, da, nu da, da, nu știu unde e. Da, da, da. Am văzut scura bult. În curând vom fi unde e roșu, acolo e portul. Ce? Peste 500 de metri, locul destinației va fi pe stânga, da? Da. Și vedem. Acum și vedem. Pe stânga. Stânga încoace, da? Pe dreapta. Peste 500 de metri. Da, da, de ce pe stânga, nu pe dreapta? Nu știu. Dincolo doar e mare. Încă 350 de metri. Și ajungem, ajungem. Așa. Este 200 de metri. Deci, să vedem. Deja nu știu, dacă începem, poate să mergem. Parcă este? Nu știu. Deci, poți pe ceva parcăm? Deci, poți să mergem. Iată aici se află, gata. Aici. Iată aici. Gara maritimă. Găsăm, trebuie să căutăm parcare. Uite în spate ce scări mari. Noi intrăm, iată aici. Noi nu suntem singurii astăzi. Este, acesta este Natasha și cu fica e tot Natasha. Natalia, care, la care noi locuim. Crema, apartamentul. Merg și Libreanu cu noi să ne plimbăm cu vaporul, cum se numește? Iahta, cum se numește? Nu mai... Limba rusă catră, da? Poate uitat prin translate. Da. Scrieți în comentarii cum se numește iahta, catră, nu știu cum se numește. Așa, o corobioară mică. Ce vagoane sunt. Da. Corabioara mică, nu? Nu e corabie mare, e un fel de corabioară mică. Uite ce fel de lamp, vezi? Lumină, ce are formă de pânză, da. Iată aici am făcut noi poze, nu știu dacă am mai reușit să le facem. Aici scrie I Adesa, da? Da, I love Adesa. I love Adesa, că mă poți și în București. Eu iubesc București, mă urăși, eu iubesc Adesa. Și oamenii fac poze. Da. Putem aproape aici pe potența. Da, da, să facem înapoi poze, neapărat când venim înapoi. Da? Dacă va fi încă lumină, noi ne vom întoarce repede. O să fie lumină, că noi o oră de vreme undeva să fim cu barca. Noi am pus în translate și barca se numește. Și eu sunt aici. Și noi suntem aici. Frumos aici, frumos aici. Prima dată să mergem noi cu barca. Iată așa ceva. Sunt așa. Sunt mai noi, sunt mai vechi. Acum ne decidem noi. Vrem să fie și cu un fel de ghid, da? Da, un fel de ghid să ne explice unde. Am zis că putem vedea și delfinii. Da. Cred că va fi o călătorie. Da, noi o să vă arătăm. O să ne stres, vă arătăm tot. Ну, мерчи, уйти ку această барк. А ну, Наталёк, стой, я тебя сфоткаю.
Va fi interesant. Натрёк. Если здесь ещё чего до тип, но. Ой, ничего себе не будет. Стань. Да, va fi interesant. Și noi ne așezăm, uite aici în spate. Și vom vedea foarte bine ce se întâmplă în spate. Nu e ca dinainte, dar oricum e interesant. Ia, dar să vă arăt și eu dinainte. Tante, ești tău? Uite așa. Eu am eu cu barca. Prima dată. Uite, ce poți să ai și ai umbril, dacă în caz de bați arle în cap, e umbrilusa. Să le dau, da? Să din... Da, de acolo sunt foarte întâncoși ăștia cu umbrile, vezi? Aha, și încă te alegi încă și culoarea care îți vrei, da? Wow! Și le scrie aici în spate, să vedem acum și valurile, cum o să... Deci e super! Tu dacă ceva ai să mă duci între timp, poți mergi și acolo în față, să vezi cum e în față, să vede, ok? Da. Acolo trebuie să fie foarte sal. Nu știu ce tot e deosebit. Da, dar dacă trebuie să așteptăm mai mult timp ca să vină alt, să urcăm acolo în față, până se vă încarc, chiar trebuie să așteptăm mult. Și acela e de tip vechi, am zis. Ai să de tip nou. Da, tip nou și vezi cum se mișcă. Da. Încolo în pace, încolo în pace. Wow. Nu mai mergem să mă mișc așa, eu să mă mișcă poate mai așa, știi? Și să mă așa Valdor nu duce. Nu știu. Da. Se înseamnă ceva cu trenul, mergi cu trenul. Da. Am putut să se mișcă așa. Nu, nu așa. Păi te acomodezi, te acomodezi și te cunosc. Ui, mă ni se învârtește capul. Da? Scaun să nu cazul. E mașină. Ai văzut scaun de piele ce a făcut oli de piele? Da, mă vzeale așa. Da, bă, te vzeale de vas. Mov este pentru Melissa. Da. Melissa se uita la noi, ceva, îi plăcea că are, avem umbrelă mov. Verde pentru tăticul. Te-a spus pentru Melissa, parcă îi luăm și acasă. Nu, că s-a uitat, va avea plăcere să se bucurească și culoarea mov cu umbrelă. Wow! Super, super, super. Așteptăm emoții, emoții, da? Mhm. Se poate de o... Vezi? Este și o ferestruică ceva. Ferestruică așa jos, da. E deschisă? E deschisă? Da, e deschisă. E deschisă. A, știi de ce? De acolo să vină delfinul să-mi dai așa de mânuță, din lăbuță, din aripioară. Acolo funiile când vor să se unească cu mama. Probabil că așa se anime. Când e partea țiglantă, da? Da, se agață. A, nu știu. Ia, ia, da, da, că în partea ce e. Vezi cum în partea ce e? Corect, e așa e. Da. Uite ce este și... Poți să cumperi și apă, suc, da? O, oh, da, super! Poate, să fie... Cum se numește șoferul? Cum? Cum se numește care conduce? Da, capitanul... Cărmaciul, cărmaciul, capitanul. Capitanul, da. Interesant, capitanul să fie. Gata. După ce tot e faină, mare, mare, vezi? Eu tind ca un cater, dar de cel vechi. Planul când o să venim cu copiii, o să ne ducem cu acela mai mare. Aha. Ok? Dar ce fel de cater, barca ce e? Parcă are două... Are trei nivele. Nu. Cum spun, două boturi, dacă se poate spus așa. Da, 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 are două, da. Wow, dar de ce așa? Trebuie să meargă mai repede, nu știu, mai ușor, poate, nu știu. Nu știu dacă se vede la voi foarte bine, dar... Acuși vă apropie. Ne gătite în cărmet, am spus. Ia uitați, are două boturi. Strani, eu prima dată văd. Ia privește acolo ce barcă cu roșu, vezi? Ah. Vezi? Uoga! Nu am văzut și data trecut când am fost, vezi? Ce e a mea personală? Da. De acolo se mori. Ține secret, Uoga! Stai că eu, așa... Trebuie să stai la clasa de editie, stai bucăți ca asta, nu? Dacă n-am să uit. Mai avem emoții. Aha. Bine, clar. Trebuie decât să schidem vârnile, am bat soarele cam în cap. Cam da. Mi-e cald. Acum o să fie vinișoa că ți-am pornit. O să bat. Va fi super. Vreau să fac niște poze acolo, vrei? Hai. Eu ți-ai știu mie, vrei? Hai. Așa, noi suntem acum sub umbrelă. Suntem în așteptare. A rămas ultimele, ultimele minute și ne pornim la drum. Da, dar am deschis umbrela pentru că a ieșit soarele. Măcar că prognoza meteo de dimineață arăta cu totul o altă istorie. Că trebuie să fie ploaie toată ziua. Toată ziua va fi ploaie. Dar chiar dacă va fi și ploiță, avem umbrelă pe articule. Da, nu este rău. Dar oricum, adică Dumnezeu a făcut așa ca să avem un timp frumos. Slavă Domnului. Da, da, da. Acum se va porni, se va mântișor, corector.
fie super. Noi am zis umbrela verde, acea mă vă așteaptă rândul ei. Gândeam că o să trebuiască la fiecare pe umbrela, dar văd că nu o să trebuiască la fiecare, nu? Mm-hmm. Dacă o să scrie fiecare, o să ne curcăm, probabil, nu? Da, probabil că da. E super, super, așa, am emoții în așteptare mări, de mărești ne pornim. Mm-hmm. Dar zic că noi ne pornim, ești pregătit? Da. Pentru emoții. Da. Ne depărtăm de mal și ne întoarcem și mergem în direcția mării. It's like chiar acum. Emoțiile abia încep. Noi mergem în largul mării. A trecut? Nu ți-a spus rău? Gata, nu. A început chiar că mi-era rău și nu ți-a zis mie. Mi-am vrăbit. Ia să văd de faci, mă duc mai, când ești apuțit de acțiune. Foarte fain! Păi ți imaginezi, zic acolo cât apă, e sub nostru, este câți metri de adâncime acolo este. Acolo foarte multă apă, mulți pești. Trece pe lângă farul Vorontovski, da? Da. Maiac, în limba rusă. Da, acolo lumina ce? Luminează noaptea. Da. Și corabile prin asta și se orientează în mare. Aha. E așa. Da. Uhu!
Gata, ne întoarcem. Aproximativ o oră de vreme a fost tot acest parcurs, da? Da. A fost super. Я вам желаю еще множество удачных путешествий в вашей жизни и семье. Приезжайте к нам в Одессу еще 500 раз и соседям расскажите. Сдавать. Можете похлопать нашей отважной команде катеров. Бачу, ноты сейчас кричал, кричишь. Гата. Дядя Жень, спасибо. Гата, ковырим. А, Маша. Ты ку че преся я буду, че порыряй то? А фос старе супер за аша? А фос супер таре. Чи дрепт ла început мае мулти емоции здесь? Вау! După ce ai te prins de acum, odinzi de acum nu ești, wow, dar oricum e foarte, foarte, foarte bine. Da, dacă avea să-mi dea voie să mă ridic la doilea etaj, era să fie mai wow. Oricum a fost foarte wow, no, da, mi-a plăcut. Okay. Dar încă și vouă v-a plăcut și v-am transmis emoțiile pe care le-am avut și noi acolo. Vă rog foarte mult să ne puneți nou un like. Ia unii like-ul meu, aici like-ul. Eu te-am pun. Pa, pa, prieteni! Pa, pa!